A fost momentul acela de cineaști consacrați care deveniseră peste noapte producători debutanți, deci își făcuse propriile case de filme sau preluaseră casele de filme existente și se instalaseră ca producători și răspândeau în oraș zvonul: tineri cineaști, veniți, acum e momentul vostru, acum s-au deschis porțile, vă așteptăm. M-am dus și eu. Nu era momentul meu, nu se deschise nicio poartă, nu mă aștepta nimeni. Dar m-am dus cu Duminici cu ele de voie, aka E Pericoloso Sporgersi. Și un timp de un an și jumătate, cam așa, da, m-am plimbat pe la aceste noi case de filme cu acest scenariu. Au reușit să eludeze proiectul, să-l treacă la pasive. A intervenit o altă ocazie, o ocazie care n-a mai fost la Bruxelles, a fost la Paris. Și m-am dus pentru o școală de vară, niște cursuri de vară la FEMIS, o chestie neimportantă, dar care era de fapt un pretext ca să caut să mă înșurubez din nou acolo. Și așa s-a întâmplat că, reîntors la Paris, am putut să recontactez companiile de image, să le pun scenariul în brațe și să participăm la concursul de proiecte al SNC-ului francez, unde am și câștigat.